La șterul, la creștere, nimeni să nu lipsească. A fost nevoie de intervenția polițiștilor și jandarmilor la Biserica Sfânta Ecaterina din Constanța, la scurt timp după ce instanța a decis să păstreze restricțiile pentru pelerinajul de Sfântul Andrei. Oamenii s-au îmbulzit la slujba oficiată de arhiepiscopul Tomisului. Femeie, ce faci? Nu ți-e rușine? Dar ție nu ți-e rușine? În timp ce agenții se luptau să-i convingă pe oameni să rămână distanțați, înalt preasfințitul Teodosie îi îndemna să încalce regulile. La șterul, la creștere, nimeni să nu lipsească. Tribunalul Constanța a respins cererea arhiepiscopului de a permite organizarea pelerinajului de Sfântul Andrei, la fel ca în ceilalți ani. Restricțiile de pandemie impun ca la pelerinaj să participe numai locuitorii din comuna Ion Corvin, la 80 de kilometri de Constanța. Atâta timp cât se respectă normele, pentru ce se interzică? Urmează casele. După biserică ce urmează? Care este nivelul următor? Haideți, vă rog, să ne aliniem în linie, da? Păi cum dacă se păstrează distanța și în biserică? Pentru ce să ies afară? Nu pot eu, nu pot să stau afară. În acea linguriță este trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne vindecă de orice boală și niciodată Hristos nu a îmbolnăvit și nu va îmbolnăvi pe nimeni. Lăsați-ne în pace odată! Pelerinajele de Sfânta Parascheva de la Iași și Sfântul Dimitrie din București s-au desfășurat de asemenea sub restricții de pandemie. Mergem chiar acum la Constanța, la colega mea Alexandra Ghețea, cea care a fost la Biserica Sfânta Ecaterina atunci când au intervenit jandarmii și polițiștii. Bună ziua, Alexandra! Au fost luate măsuri, s-au dat eventual amenzi, ce spun evident și oamenii de acolo, i-am văzut destul de nemulțumiți. Bună ziua, bun găsit tuturor! Oamenii au fost într-adevăr foarte revoltați, a fost haos la biserica din Constanța, mai ales în momentul în care înalt preasfinția sa a ieșit din biserică, pentru că toți oamenii n-au mai ținut cont de reguli, n-au mai ținut cont de discuțiile pe care tocmai le avuseseră cu jandarmii și cu polițiștii să păstreze distanța și s-au îmbulzit pentru a primi binecuvântarea, până în momentul în care înaltul prelat a urcat în mașină și a plecat. Iată așa, dar au fost foarte nemulțumiți cei de acolo, nemulțumiți că nu au fost lăsați să stea în biserică așa cum își doreau. Ba mai mult decât atât, mulți vorbeau despre pelerinajul de Sfântul Andrei, vorbeau despre faptul că vor participa, mai ales că au auzit și îndrumarea înaltului prelat. Cu toate acestea, legea trebuie respectată. Iar astăzi, instanța constanțeană a hotărât să respingă formularea pe care a făcut-o înalt preasfinția sa, mai exact pentru Comitetul Județean de Urgență, cel care hotărâse ca pelerinajul de Sfântul Andrei să fie interzis. Bineînțeles, este o perioadă de 5 zile în care se poate face contestație la această decizie, dar dacă partea bisericească va dori să facă această contestație, ar trebui să se grăbească, pentru că până la Sfântul Andrei mai sunt doar câteva zile.